date de la autorități și continuăm să comentăm situația cu care se confruntă țara noastră în contextul pandemiei de COVID-19. Alte 29 de infecții au fost confirmate în această dimineață, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru. Este vorba despre noi cazuri ale unor persoane aflate în carantină. Astfel, în acest moment, bilanțul a ajuns la 246 de cazuri de coronavirus în România. Dintre acestea, 19 persoane au fost declarate vindecate și externate. Imediat, colega mea, Gabriela Mihai, o să vină cu toate informațiile despre ultimul bilanț al îmbolnăvirilor de pe teritoriul României. Și ulterior o să comentăm toate datele cu Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru prezență! Începem tot B1. Test, test. Alte 29 de noi infecții cu COVID-19 au fost confirmate în această dimineață în România. Este vorba despre noi cazuri ale unor persoane aflate în carantină. Astfel, în acest moment, bilanțul a ajuns, spuneam, la 246 de cazuri de COVID-19. Mergem la colega mea, Gabriela Mihai, ni se alătură cu toate detaliile, cifre de ultimă oră pe care le are Gabi. Te rog, bună ziua! Am găsit, important de menționat este că cele mai multe cazuri de persoane testate pozitiv cu coronavirus sunt în capitală. De altfel, și în ultimele 29 de cazuri noi apărute, vorbim despre 12 persoane testate pozitiv numai în capitală. Alte 3 în județul Ilfov și 7 în Iași. Iar în aceste momente e foarte important de menționat că peste 3400 de persoane se află în carantină. Acest lucru înseamnă că în cazul acestor persoane care se află în continuare în carantină, se așteaptă rezultatele testelor pentru COVID-19. Și a crescut foarte mult și numărul persoanelor care se află în izolare. Dacă ieri seară, în jurul orei 18, erau aproximativ 16.000 de persoane aflate în izolare, astăzi, la informarea de la ora 10, am aflat că sunt peste 23.600 de persoane aflate în izolare. Așadar, foarte multe persoane stau în aceste momente la domiciliu. Și este important de menționat că următoarea informare va veni la ora 18 cu noi date. Cert este că știm, au fost și incidente. Au fost deschise peste 40 de dosare penale. Și cel mai recent, chiar astăzi, după ce un bărbat de 44 de ani a fugit din spital de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, acesta venise dintr-o zonă roșie și era suspect de coronavirus. De altfel, în cazul său, nu era finalizat testul pentru COVID-19. Între timp, am înțeles că autoritățile l-au prins pe bărbat și a fost din nou dus în spital. Însă, iată că sunt foarte multe persoane care nu respectă recomandările făcute de autorități. Iar aceste recomandări sunt importante pentru că trebuie urmate. Numai în felul acesta se poate stopa răspândirea noului virus, coronavirus. Așadar, știm că un exemplu negativ a fost inclusiv ofițerul în rezervă al Ministerului Afacerilor Interne, cel care s-a întors din Israel, a avut mai multe simptome, s-a dus la spital, nu a spus că a fost plecat și din această cauză știm că peste 50 de persoane au fost infectate, iar printre acestea și cadre medicale de la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne Dimitrie Gerota, spital care de altfel a fost pus în carantină. Numai aseară, 17 cadre medicale au fost mutate de acolo la Institutul de Boli Infecțioase Victor Babeș și în momentul în care se va termina perioada de carantină, cu siguranță autoritățile vor trebui să dezinfecteze întreg spitalul pentru ca mai apoi să poată fi reluate toate activitățile în acel spital. Și este foarte important de menționat că în aceste momente este nevoie
nevoie ca medicii și unitățile medicale să poată funcționa cât mai bine, pentru că sunt foarte multe persoane care au nevoie de asistență medicală și pentru asta este nevoie, desigur, și ca în spitale lucrurile să fie în regulă, iar medicii să aibă echipamente de protecție, măști de protecție. Tocmai de aceea, iată că și această situație de la Dimitrie Gerota este una extrem de sensibilă. Gabriela Mihai a fost în direct. Mulțumim foarte mult. O informație proaspătă care vine de la aeroportul internațional Henri Coandă. Un pilot tarom depistat pozitiv ieri, internat actualmente la spitalul Matei Balș din capitală. Se pare că a intrat în contact cu 12 colegi care se află în izolare în acest moment. Vreau să mergem la colegul meu, Ștefan Edveș, este în direct alături de noi. Îl salut și pe jurnalistul Dan Bucura, este și el prin Skype alături de noi. Spune-mi pentru început, te rog, Ștefan, ce date noi ai? Sărbâna, bună ziua! Sunt în aeroport, sunt fix în aeroportul Henri Coandă în acest moment, aștept pe cineva și în aeroport aici la plecări, în momentul acesta este o salvare, încerc să vă arăt. Sunt curios de ce a venit salvare. Este de ceva timp aici, de vreo 15 minute aproximativ, plus minut, este această salvare. Revenind la tarom, această informație privind un pilot, privind infectarea unui pilot cu acest virus, vine în contextul în care îngrijorător este faptul că pilotul tarom a intrat în contact direct cu alți colegi de-ai lui. În contextul în care astăzi, la ora la care noi vorbim, mai mult decât atât, nici am aflat, dânsul a fost și luni, ieri a fost și la birou. În contextul ăsta ar trebui, sau stau și mă gândesc dacă nu se pune problema închiderii companiei Tarom, sigilării. Vreau să vă arăt în momentul în care noi vorbim, nu știu dacă se vede, să-mi spui Aneta dacă se vede în acest moment. Da, sunt imagini în direct din aeroport, în acest moment... A fost probabil a fost un apel la 112. O urgență medicală, cu siguranță. A fost o urgență medicală în aeroport. După cum vedeți, salvarea pleacă în acest moment de aici. Au fost medici, asistente, au fost aici. Revin. Pleacă în acest moment această asistentă, această ambulanță cu asistente și cu medic. Să știți că în aeroport, acum, nu știu dacă suntem la plecări, 30 de persoane. Efectiv, nu știu dacă acum, în secunda în care noi vorbim, încerc să intru în aeroport să vă arăt, suntem undeva la 30 de persoane, cu tot cu pază. Cred că e mai multă pază. Încearcă să întorci camera, Ștefan, să vedem ce se întâmplă exact în aeroport. Am întors. După cum vedeți, nu știu dacă suntem 30 de persoane. Nu știu dacă se vede acum. Asta este un lucru bun, că oamenii au înțeles, Ștefan, faptul că nu trebuie să stea mai mulți la un loc. Dar pilotul respectiv a avut curse în aceste zile? Nu. A fost în concediu. A fost în concediu pilotul respectiv. A fost în concediu. A fost în Austria plecat și nu a zburat. Da. A fost în Austria. Din informarea ta, Rom, citesc așa. În decursul celor două zile de la întoarcerea în țară și până la intrarea în autoizolare, angajatul s-a prezentat la serviciu, unde a intrat în contact cu un număr de 12 colegi. Toate cele 12 persoane au intrat în autoizolare voluntară la domiciliu pe 15 martie, imediat după constatarea pericolului de infecție. Până în acest moment, niciuna nu a fost testată pozitiv. Da, el nu a urcat la manșă, el nu a pilotat vreun avion, ATR, Boeing sau Tarom. El a fost în concediu, înțelegeți? Deci dânsul, dacă a intrat în contact, a intrat cu colegi de lui, cu piloți, cu angajați Tarom. Eu repet, S-a întors cu avionul din concediu. Exact. Și persoana care s-a întors din concediu, pentru că persoana de sex feminin depistată pozitiv era din grupul dânșilor. Deși fiind cu toți mai multe persoane, mai multe familii în concediu. Repet, sunt în aeroport, după cum vedeți, suntem câțiva oameni, adică nu știu, parcă aș număra, nu știu dacă sunt 30 de oameni la plecări, sunt mai mulți oameni de la securitate, jandarmerie, serviciile de pază, angajații aeroportului, foarte mulți, dar încet, încet tot mai puțină lume, probabil că mâine sunt tot mai puțini din oameni.
Cursele zboară Wizz, zboară Tarom, zboară Air France, zboară Blue Air, zboară Lufthansa, dar sunt curse din Germania, o cursă din Olanda, Dubai, o cursă din Dubai, cursă din Istanbul, Tarom, Londra zboară Wizz Air, Belgia, Bruxelles. Dar, repet, din ce văd în principala poartă aeriană a României, ușor, ușor, oamenii stau acasă, stau în casă, pentru că așa e mai bine. Da, ăsta e un lucru foarte bun. Mulțumim foarte mult, Ștefan Edveș, pentru această corespondență. Așadar, pilot Tarom pozitiv la COVID-19 a intrat în contact cu alte 12 persoane care se află în acest moment în izolare la domiciliu. Aș vrea să începem dezbaterile în platou. Liliana Năstase, m-aș opri puțin în această inconștiență crasă de care dau dovadă unele persoane și, Dan Bucura, te rog să intervii în cazul în care simți nevoia să faci acest lucru. Despre asta vreau să vorbim în prima parte a emisiunii, despre inconștiența unor oameni care împrăștie cu bună știință acest virus nenorocit. În primul rând, în România, să spun, conștientizarea a început undeva după 2-3 martie, deși în Italia izbucnise adevărata criză pe 23 februarie, când s-au înregistrat acel boom de contaminări și primele decese. Din momentul în care în Italia s-au întâmplat acele lucruri și în Spania, Germania, Austria, Israel s-au confirmat cazuri, ar fi trebuit ca oamenii să conștientizeze, cel puțin cei plecați și care urmau să se întoarcă în România după acele date, să conștientizeze că ar fi putut prin aeroport sau prin intermediul contactului cu diverse persoane, cu atât mai mult în Italia, să se autoizoleze. Nu să meargă la serviciu în locuri publice. Am văzut persoana din Belgia, unde și astăzi se circulă, avioanele din Belgia pot să vină și să plece. O persoană întoarsă din Belgia pe 4 martie a fost la nu știu ce slujbe și la nu știu ce întâlniri, astfel încât a avut contact cu peste 500 de persoane. Persoane care se aflau la slujbele respective, persoane care se aflau la petrecerile pe care le-ar fi dat, că s-a întors în țară, de parcă s-a întors în țară să facă vreo petrecere, nu că ne aflam într-o situație de criză. Și nu noi românii, întreaga lume trebuie să înțelegem că acest virus a cuprins deja 50% din planetă în proporții mai mari sau mai mici și probabil se extinde din ce în ce mai mult. Și persoane de acest gen care au venit din străinătate și nu s-au autoizolat sau mai mult decât atât, au fugit din spital, avem caz astăzi la Balș, au plecat din autoizolare să se plimbe 12 persoane ieri, da? Exista o persoană posibilă a fi contaminată care scuipa medicii în spital. Și atunci noi și așa ne luptăm cu un inamic invizibil până la urmă. Noi nu l-am văzut pe acest COVID, nu știu, că e și un prilej practic de glume, deși situația nu este deloc de glumit, când era un fotbalist, nu-i rețin numele, care spunea, dom'le, dar cine-i canicula asta de omoară atâția oameni? Să prindem canicula asta, când erau știrile, canicula a mai ucis două persoane, da? Am ajuns în aceea situație, dar din păcate nu mai e o glumă, e o realitate. Este un inamic invizibil cu care noi ne luptăm și de care trebuie să ne ferim. Dar degeaba ne ferim 20, dacă 50 spun, domnule, cum ne-o fi soarta, ce-o vrea Dumnezeu, noi ieșim, ne ducem, îi contaminăm pe alții și așa mai departe. Pentru că în această situație noi teoretic nu mai avem ce să facem. Imaginați-vă, vorbim despre un fost ofițer al Maier, numărul 2 în poliția din capitală, un șeful pazei sau nu știu, e șef la ADP sector 4. Dacă o persoană de genul ăla a venit și a mințit, dacă un pilot nu s-a gândit, domnule, am venit dintr-o zonă contaminată, sunt mii de cazuri, ei probabil că au fost ca piloți în Italia, au văzut dezastru și l-au conștientizat, pentru că persoanele de acest gen conștientizează ceea ce se întâmplă. Nu e pe principiu, lasă că mie nu mi se întâmplă. Nu mai poate fi controlat. Da, Dan Bucura, aș vrea să te întreb despre cazul Gerota. A amintit și colega noastră Liliana Năstase despre ceea ce s-a întâmplat. Iată că acolo crește numărul celor îmbolnăviți după ce fostul șef adjunct al Poliției Capitale a ascuns faptul că a fost în Israel. În total, în acest moment, avem 49 de persoane pe care le-a infectat acest individ. Medici, pacienți, rude ale bărbatului. Spitalul din Gerota, medici asistente. Spitalul închis, cadre medicale care nu pot fi folosite pentru a salva vieți.
Ce pot să vă spun, Aneta, este următorul lucru. Da, avem de a face cu un inconștient. Cazul lui l-am prezentat în exclusivitate pe jurnalist.ro într-o perioadă în care colegii noștri de la televiziuni stăteau cu teama de a nu da acel nume, că nu cumva poate CNA-ul să vă amendeze. Într-un fel înțeleg această reținere, vorbim de sume mari și de asta nu am comentat, însă de când am postat acel nume și până azi am susținut cu tărie, din prima secundă, repet, că numele acelui individ, acelui inconștient, trebuia dat din prima secundă, repet, cu subiect și predicat, nu neapărat pentru a-l face de râs, cum e vorba aia românească, ci tocmai pentru ceea ce, iată, vedem astăzi ca și consecință. 50 de persoane, eu din informațiile mele înțeleg că ar fi chiar mai multe, dar mergem pe logica asta deocamdată, informarea publică, 49 de persoane, oameni care n-au avut nicio vină, ci pur și simplu au intrat în contact cu acest inconștient, care, apropo, dacă mă întrebați de el, întreb și eu retoric, vă dați seama ce a căutat într-un spital care la acea vreme nu era sub nicio formă pregătit, dedicat acestor boli infecțioase, dacă ar fi recunoscut și situația lui era făcută publică, cu siguranță el n-ar fi aterizat la Gerota, ar fi fost dus fie la Balș, fie la Babeș și ar fi stat în cu totul alte condiții. Păi da, dar el a mers să se trateze, Dan, de alte afecțiuni, de alte boli. Da, problema, el trebuia să se trateze în alte părți. Amantlâcu, în care era el implicat în povestea aia și care a ieșit ulterior la iveală, denota cu totul alt tip de comportament. Dar asta e alt aspect. Haideți să ne revenim și să ne întoarcem la lucrurile grave și care chiar apasă țara asta. Am auzit-o pe Lili puțin mai devreme și pe voi vorbind despre responsabilizare, despre oameni, despre cum unii înțeleg sau nu înțeleg. Eu am pus acum câteva minute pe pagina de Facebook, puteți prelua și voi, dar iarăși nu știu care e regimul ăsta cu cine au, niște imagini dintr-un supermarket de acum o zi și jumătate. Vă rog să intrați sau îi rog pe telespectatori să vadă cam cum răspund, să spun așa, românii, oamenii, la semnalele disperate ale autorităților, ale presei, ale celor responsabili care transmit: oameni buni, nu mai creați panică, nu mai luați cu vaxurile, nu mai faceți lucruri. Intrați și veți găsi acele imagini halucinante. În paralel am pus și o altă poveste reală de viață trăită acum 3 zile, 4 sau 4 zile, nu știu, că era noaptea după 12, într-un alt supermarket din capitală, din nordul capitalei, unde a fost adus, repet, după ora 12 jumate, un pelet de spirit medicinal pus în mijlocul magazinului. Un pelet, adică vorbim probabil de undeva la peste 1000 de sticle, nu știu, nu-mi dau seama exact cât este. Acel pelet a fost pus la 12 jumătate în mijlocul magazinului și până ca femeile alea vânzătoare să aranjeze produsul la raft, să putem merge noi oameni normali la cap, să luăm bucată cu bucată câte o sticlă, două de spirit, au venit 3 indivizi care au luat tot peletul, l-au împins către casă și au forțat femeile alea să marcheze produsul și i-au plecat cu acele lucruri. Astea sunt lucruri reale, asta e România reală, asta e ceea ce trăim și legat de acest fenomen, eu am așteptări de la statul ăsta român, de la autoritățile astea, care până acum, nu știu, hai să nu-l mai dăm în ele, dar par ușor depășite. Genul ăsta de activități trebuie întrerupte și terminat cu ele, nu credeți? Da, vreau să vedem un material, un mesaj venit de la Ministrul Sănătății. Pentru că prin vocea autorităților, teoretic s-ar transmite realitatea, felul în care arată lucrurile. Ei bine, Ministrul Sănătății afirmă că 90% dintre cazurile de îmbolnăviri cu coronavirus din România sunt de import. Victor Costache spune că sistemul medical funcționează în parametrii normali și că la începutul acestei săptămâni au fost deblocate peste 200 de milioane de euro pentru achiziționarea de echipamente suplimentare. Urmărim scurt declarațiile ministrului și comentăm. Avem milioane de români care mă trăiesc în afara granițelor țării și a fost un reflex firesc acestor oameni să se întoarcă în țară. Și astfel, peste 90% din cazurile care le avem în România sunt de import. Ministrul Sănătății face apel la calm și susține că situația este sub control, dar că oamenii trebuie să țină cont de recomandările specialiștilor pentru prevenție, pentru că este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Totodată, au fost deblocate noi sume de bani de la bugetul de stat, mai spune Costache.
când au fost deblocate resurse financiare impresionante. Săptămâna trecută s-au alocat 350 de milioane de lei numai pentru tratarea suplimentară, pentru finanțarea suplimentară a tot ce înseamnă pacient critic. S-au alocat la sfârșitul acestei săptămâni peste 200 de milioane de euro pentru achiziții suplimentare de echipamente și materiale sanitare, în plus față de ceea ce este de achiziția centralizată. Este situația sub control, Dan Bucura? Acum m-a provocat declarația domnului ministru al sănătății, domnul Costache. Înțeleg că s-au deblocat sute de milioane, miliarde, nu știu, sume halucinante pentru achiziții. Bun, nu mai comentăm de ce acum și nu le aveam deja pe stoc. Hai să spunem că în ultimul ceas tot e bine că se întâmplă lucrurile astea. Sunt achiziții suplimentare de criză pentru situații de urgență. Ce vreți să vă spun? Că în România nu o să răspundă niciodată domnul Costache. A spus aseară la voi la B1 în emisiune că urmează să achiziționeze 1000 de ventilatoare pentru persoanele care vor avea nevoie, intrând în șoc, de ventilație mecanică. Dacă îl întreba cineva înainte pe domnul Costache, repet, nu e, el are 3 luni jumate și e și greu, am înștinire, sunt multe lucruri. Câte ventilatoare aveau spitalele din București până la această decizie, vă luați cu mâinile de cap, vă spun eu. Deci deja avem mult mai mulți pacienți decât ventilatoare. Dar hai să trecem peste asta. Repet, altceva vreau să spun. În regulă, vor debloca sute de milioane, vor face achiziții. Să dea Dumnezeu să nu ne explice peste 6 luni sau un an de neau că achizițiile astea s-au făcut numai pentru a îmbogăți pe unii și pe alții, că atunci aia chiar ar fi de noaptea minții. Dacă știți cum e, în momente de criză n-avem licitație, n-avem proceduri, trebuie să luăm, nu mai controlează nimeni. Dar trecem peste acest lucru și vreau să vă semnalez o altă chestiune, cel puțin la fel de gravă. Din punct de vedere medical, înțeleg, se fac eforturi, investim, vor fi bani puși la dispoziție. Oameni buni, economia este în cap, este distrusă. IMM-urile, micile afaceri, afacerile medii sunt pe butuci deja. Nu știu ce să vă spun. Am ascultat cu interes fiecare ieșire a autorităților. L-am auzit pe domnul Câțu vorbind de niște așa zise măsuri de sprijin, cu nu știu ce credite, cu, pentru anumite zone. Eu vă spun că dacă eu mă duc astăzi la bancă, proprietar de IMM fiind, și spun bună ziua, l-am auzit pe domnul ministru al finanțelor că voi băncile din România private fiind dați credite, pot să aplic și eu să iau 50.000 sau 100.000 de euro ca să-mi plătesc cei 10 salariați, să spunem. Mă ajutați? Aia o să râdă de mine și mă trimit acasă. Lucrurile astea nu se întâmplă. Doi la mână, sunt mii de oameni care acum, la ora când noi vorbim, sunt trimiși în șomaj. Șomaj tehnic sau pur și simplu trimiși acasă. Din restaurante, din hoteluri, din baruri, din cafenele, din turism, din publicitate și din multe, multe, multe alte zone. Hai să vedem ce se întâmplă cu astea. Înțeleg, deblocăm niște bani, e foarte bine, extrem de bine, ca să ne protejăm. Dar pe partea economică, vorba unui personaj celebru, suntem praf, oameni buni. Vă spun cu toată responsabilitatea. Până și băncile mimează ajutorul. Au transmis, băi, nu să dau nume, că iarăși o să-mi sară unii în cap să zică, bă, că tu le faci antireclamă acum când sunt în criză. Dar sunt bănci care își fac în perioada asta promovare, mergând pe ideea, suspendăm ratele celor care au de plată. Mare ajutor. Dar nimeni nu spune că acele bănci, pe lângă faptul că nu suspendă, e mai mult o discuție și o negociere, acele bănci, mare atenție, nu suspendă dobânzile. Deci băncile nu poate să-și facă reclamă cu asta, este o ipocrizie maximă. Ele, de fapt, renunță la câștigul lor de azi și spun, bine mă, fraiere, acum tu n-ai bani, oricum n-am ce să-ți iau pielea de pe tine, te las 3 luni și când o reveni situația, tu o să-mi dai din nou banii, plus dobânda pe lunile astea nenorocite și în care voi sunteți praf. Ăsta e ajutor, da, ăsta e să-ți faci reclamă. O să spui, bine mă, e o măsură, dar măcar să nu-și mai facă reclamă, ajutăm românii. Vom vedea cum evoluează situația. Îți mulțumesc tare mult, Dan Bucura, pentru această intervenție, o informație de ultimă oră care vine de la Palatul Cotroceni, o videoconferință ce va avea loc mâine cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne, prefecții și șefii instituțiilor publice deconcentrate pe tema gestionării COVID-19, așadar mâine ora 12, videoconferință cu președintele, premierul, ministrul de interne, prefecții, șefii instituțiilor publice deconcentrate. Luăm publicitate, ne întoarcem. Ce presupune?
Am revenit în direct, continuăm să discutăm cu colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV, o informație proaspătă. Uniunea Europeană a decis închiderea granițelor pentru o perioadă de 30 de zile. Te rog, Lili, vreau să ne explici puțin ce înseamnă acest lucru și ce presupune, bineînțeles, această măsură. Decizia era una de așteptat, având în vedere că individual fiecare stat european din Uniunea Europeană și-a închis majoritatea granițelor. Și noi am închis ceva granițe, nu pe toate, ați văzut Ungaria, a fost nevoie de intervenția autorităților române, la autoritățile din Ungaria, pentru a face un culoar pentru câteva ore pentru românii veniți din Austria, Germania. Au deschis granițele, chiar dacă înțeleg că și în acest moment ar mai fi mii de români, ar aștepta să ajungă în România. De asemenea, Franța și-a închis granițele, măsura anunțată de președintele Emmanuel Macron și care astăzi ieri dimineața a intrat în vigoare. Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, toate Republica Moldova, bine, nu e, dar toate țările practic și-au închis frontierele. Uniunea Europeană și-a închis frontierele, asta înseamnă că statele non-UE, persoanele din statele non-UE nu mai pot ajunge în Uniunea Europeană. Nu vorbim aici de America, care deja închisese cu Uniunea Europeană toate zborurile într-o decizie a președintelui Donald Trump de săptămâna trecută încă și care este în vigoare până la mijlocul lunii aprilie. Practic, întreaga lume se închide. Ceea ce este și normal, pentru că virusul nu numai că nu a dat înapoi decât în China, unde ieri s-a raportat, atenție, un singur caz încă de la izbucnirea acestei pandemii, în condițiile în care Italia va trece cel mai probabil cel mai târziu mâine prin plagul psihologic a depășirii numărului de morți a Chinei. Vreau să o introduc în discuție și pe Mădălina Poenaru, este jurnalist român în Marea Britanie. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua! În acest context al închiderii granițelor Uniunii Europene, ce se întâmplă, Mădălina, cu românii din Anglia? O informație care, practic, nu știu, schimbă puțin datele problemei, cel puțin în ceea ce îi privește pe românii din Marea Britanie. Păi, eu văd lucrurile așa, dacă până acum locuiam aici, munceam aici, nu văd necesitatea să ne bulucim, să ne întoarcem în țară. Faptul că pleci din UK, Italia sau Spania, asta nu înseamnă că fugi de virus. Virusul te poate găsi oriunde, adică trebuie să ne vedem în continuare de viețile noastre, cel puțin la Londra. Oamenii, o parte din ei care pot să lucreze de acasă, fac asta. Cei care nu pot face asta, cum este cazul meu, merg la serviciu ca într-o zi normală. Este adevărat că eu personal mi-am limitat călătoriile doar la pentru a merge la cumpărături și a merge la serviciu. Nu mai ies cu prietenii, nu avem alte activități de genul acesta, dar asta pentru că am înțeles că trebuie să fac asta ca o măsură de protecție. Da, asta ați înțeles mine, voi, cetățenii de acolo, statul, dar statul nu v-a impus nimic în momentul de față. Nu, absolut deloc. Deci noi, majoritatea cetățenilor, au înțeles că trebuie să ne protejăm astfel. Nu există nicio, să zicem, lege momentan care să interzică închiderea cluburilor, cafenelelor, puburilor, restaurantelor. Dacă vrei să mergi, poți să mergi. Nu te oprește nimeni. Este doar o chestiune ca noi să înțelegem. Oamenii trebuie să înțeleagă. Și, practic, autoritățile engleze au lăsat la aprecierea poporului, domnule, dacă vrei să te expui, dar uite, asta este situația, să înțelegi, să te limitezi, să te protejezi, să te protejezi pe tine și pe ceilalți. Și cred că aici s-a înțeles foarte clar mesajul, că trebuie să ne reducem din activitățile obișnuite pentru a nu ne expune. Eu ce obțin asta am făcut și asta se vede și în jur. Nu există, da, a existat o panică în ceea ce privește cumpărăturile care s-au făcut, dar
Lucrurile pare că se păstrează așa pe un făgaș normal și de calm. Vreau să te rog, Mădălina, să rămâi alături de noi. Mergem într-o scurtă pauză și revenim imediat. Timp împreună cu el. Am revenit în direct pentru concluziile acestei prime ore de dezbateri. M-aș întoarce puțin la Mădălina Păienaru să o mai întreb cu privire la situația din spitale. Cum sunt pregătite cadrele medicale acolo? Care este atmosfera din spitale? Eu personal nu am fost într-un spital, evident. Mă iau doar ce pe ce apare oficial. Ieri premierul Boris Johnson spunea că da, este într-adevăr o situație care pune o presiune foarte mare pe cadrele medicale, dar s-au alocat fonduri suplimentare astfel încât în cel mai scurt timp să existe un număr mai mare de paturi, aparatură și tot ceea ce cadrele medicale au nevoie. Momentan nu există plângeri, sau cel puțin nu am văzut, urmăresc știrile în fiecare zi, cum că medicii nu ar face față situației la nivel național. Evident că dacă va fi nevoie, se vor face anumite planuri astfel încât situația să nu scape de sub control. Eu am foarte mare încredere în autoritățile englezești că vor reuși să facă față situației. Eu sunt o persoană optimistă și tind să cred că trebuie să rămânem așa. Este într-adevăr îngrozitor ce se întâmplă la nivel mondial, dar ce putem să facem? Sunt minime măsuri pe care trebuie să le urmăm și să fim conștienți. Asta este tot ce putem să facem. Adică un optimism, Liliana Năstase, de care ar trebui să dăm și noi dovadă poate la un moment dat. Sau... Suntem ca mentalitate diferiți de englezi. Suntem mai apropiați de italieni, dacă vreți. A zis Mădălina mai devreme că în UK nu s-au luat niciun fel de măsuri sau restricții, însă oamenii de bună voie, nesiliți de nimeni, doar prin informare și autoeducare, stau în case, nu mai umblă prin cluburi, încearcă pe cât posibil să evite zonele aglomerate, să-și limiteze, să facă o telemuncă în condițiile în care pot. Ori la noi imaginați-vă că avem stare de urgență, avem atât de multe restricții și cu toate acestea pleacă bolnav din spitale și așa mai departe. E o diferență de mentalitate, iar asta trebuie să înțelegem și ține și de educație. Nu vreau să blamez poporul român, Doamne ferește, sau poporul italian, din contră, suntem latini, suntem cum suntem, dar totul ține și de autoeducație, de responsabilizare și de să ne gândim să ne protejăm familiile. Vârstnicii, copiii, rudele sau poate prietenii, colegii, vecinii care poate suferă de niște afecțiuni și pe care îi putem contamina și pe care îi putem îmbolnăvi și mai rău decât atât pot muri, pentru că asta este, la nivel mondial au murit mii de oameni în mai puțin de 3 luni, punând și China la socoteală, că dacă punem numai Europa, noi avem o lună de când a explodat această pandemie. Da, mulțumesc foarte mult, Mădălina, pentru intervenție, ai mare grijă de tine acolo și să vă protejați cum știți voi mai bine. Lili, îți propun să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă propun să rămâneți alături de noi și pentru ora 14. Vom discuta în continuare despre măsurile extreme pe care le iau autoritățile pentru limitarea acestei pandemii de coronavirus. Restaurante, cafenele, baruri, saloane de înfrumusețare, evenimente religioase, culturale, toate închise, restricționate pentru o perioadă de timp nelimitată, până când lucrurile vor reveni la normal. Vedem și reacția factorilor direct implicați în aceste măsuri, începând cu ora 14. Revenim.